După 50 de ani de egoism, România face cu ajutorul tinerei generații primii pași spre altruism. Un început nu tocmai ușor, dar care ne oferă speranțe pentru viitor, susține actrița Noami Dinescu. Trebuie să înțelegem că a ajuta stă în puterea fiecăruia dintre noi. Pentru mine voluntariatul înseamnă să nu întorci capul în partea cealaltă când cineva are nevoie de ajutor. Te oprești și vezi ce poți să faci. Nu poți să te înfășori, nu pot, n-am timp, nu-mi pasă. Eu treabă cu tine. Și nu știu de ce la noi voluntariatul este, spre bucuria mea, prezent mai mult la tineri. Nu știu de ce nu fac românii voluntariat. Nu știu nici dacă sunt generoși, nu știu nici dacă sunt leneși, nu știu să-ți spun. Că e foarte greu să judeci o nație întreagă prin prisma unui aspect, acesta al voluntariatului. Dar cred că am trăit în ultimii ani, în ultimii 50 de ani, sub un obroc în care și-a văzut fiecare de treaba lui și a încercat să se descurce cum poate. Când văd bărbați tineri, bărbați, nu numai fete, care își asumă să adune bani, să facă rost de mâncare, să facă curățenie sau să facă orice poate să ajute un suflet care are nevoie de sprijin, înseamnă că mai avem o șansă. Dacă ai participat la o acțiune de voluntariat sau știi o poveste care te-a impresionat, spune-ne-o și nouă. Intră pe pagina de Facebook și pe site-ul știrile.tv.ro și scrie-ne. Găsești acolo toate reportajele campaniei Ajută România și, foarte important, îți poți exprima opinia despre viitoarea legea voluntariatului.